Timișoara i-a bătut pe Pandurii Târgu Jiu cu 1-0 și e lider în Liga 1. Gigel Bucur a marcat unicul gol al meciului. Bănățenii i-au amețit pe Pandurii din startul meciului. Parks și Goga au contribuit împreună la faza din minutul 11, când Bucur a marcat în poarta lui Stanca. Lucin a fost aproape să-și dea autogol. Nibombe putea face 2-0, dar Stanca a fost la post. La pauză, suporterii timișoreni au fișat mai multe banere cu numele celor care au fost uciși în Revoluția din 1989. Martinović a avut ocazia de a egala, dar Pantilimon a reușit să rețină, iar Timișoara e nou lider al Ligii 1, cel puțin până de seară.